Mă bucur pentru prima dată să fiu în Australia, în acest ținut îndepărtat, în care ne-am săturat să zburăm cu avionul peste 14 ore și jumătate din Los Angeles până în Sydney și pe când am ajuns ne-am dat seama că suntem numai la marginea cealaltă a Australiei și de acolo trebuie să mai trecem până tocmai în partea cealaltă, în Perth, localitate de care nici n-am știut că există pe hartă până când a venit fratele în Arizona și ne-a spus despre convenție, că e la Perth în Australia. Despre Australia noi am știut de Melbourne, de Sydney și de Adelaide, mai mi-amintesc ceva, dar de Perth nici nu știam și probabil alte localități frumoase despre care nu știu se mâncă. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut harul să ajungem aici. Mulțumim lui Dumnezeu că avem harul să vă vedem și să ne cunoaștem. Și în seara aceasta aș dori să vorbesc puțin și să vă împărtășesc câteva gânduri despre mireasă și mire. Dacă este un subiect preferat pentru mine personal, ca predicator și păstor, vă spun că ăsta e subiectul preferat. Parcă nu-mi place despre nimic să predic așa de mult, parcă nu-mi stârnește lăuntrul și sufletul și Duhul, nimic așa de mult și așa de frumos, ca și subiectul acesta despre mire și mireasă. Primul care l-a văzut pe Iisus ca mire în Noul Testament e Ioan Botezătorul. Prin cuvintele care le-am citit, s-a uitat la el și a văzut mirele și prin credință a văzut și mireasa, pentru că el spunea, cine-i mire, ce face are, are mireasă. Eu sunt prietenul mirelui și mă bucur când îl aud pe mire. Dar cine are mire, are mireasă. Și apoi apostolul Pavel îl vede pe Domnul Iisus Hristos ca și mire. Citim cuvântul Domnului în 2 Corinteni 11 cu 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Apoi apostolul iubirii în Apocalipsa 22 cu 1, în Apocalipsa 21 cu 9 și 11 și în final Apocalipsa 22 cu 17, apostolul iubirii îl vede pe Iisus ca mire și se uită la cei credincioși și vede ca mireasă. Citez din 21 9 cu 11, apoi unul din cei șapte îngeri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogoară din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Imaginea miresei, imaginea bisericii. Bis, frați și surori, există o relație sfântă între mire și mireasă. Există ceva ce îi leagă pe mire și pe mireasă și această relație e reală. Și pentru că există această relație, mireasa îl așteaptă pe mire. Și aș dori să privim la această relație din mai multe aspecte. În primul rând, această relație este una a dragostei. Mirele are mireasă pentru că a iubit și continuă să iubească mireasa. Mireasa are mire pentru că a iubit și continuă să-și iubească mirele. Cei doi sunt uniți, sunt legați împreună datorită dragostei. Nicăieri n-am auzit și nu prea se întâmplă într-o căsătorie obișnuită, într-o căsătorie normală, ca să vină mirele în fața iubitei lui să spună, dragă, de astăzi înainte îți ordon să fii soția mea sau mireasa mea. S-ar uita fata la el și ai zice, când ai fost ultima dată la doctor? Când ai fost verificat ultima dată? I s-ar părea foarte ciudat. Știți de ce? Pentru că atunci când auzim cuvintele mire și mireasă, care e primul lucru care ne vine în minte? Dragostea. Ce leagă pe cei doi este sentimentul acesta dumnezeiesc,
Pentru că dragostea e Dumnezeu și dragostea din noi e o dragoste dumnezeiască și această dragoste l-a legat pe mire de mireasă și pe mireasă de mire. Dacă a părăsit Domnul Iisus slava cerească și gloria Lui, știți de ce a părăsit-o? Datorită dragostei pe care o avea și continuă să o aibă pentru mireasă, a avut pe cineva iubit care a trebuit salvat. Aceasta a fost și este mireasa. De aceea Apostolul Pavel, așa de frumos, vorbind despre soț și soție în Efeseni 5:25, le spune bărbaților: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Adică, bărbaților, dacă vreți un exemplu al dragostei, uitați-vă la Hristos Domnul, care și-a iubit biserica, mireasa, așa de mult, încât a renunțat la tot ce este ceresc, tot ce este frumos, tot ce este slavă, tot ce este sfânt, s-a coborât jos pe pământ și a devenit păcat, pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în el. Ce este aceasta? Aceasta e dragoste. Dacă ceva ne-a strâns la perd, e dragostea pentru Iisus. Eu știu că majoritatea dintre dumneavoastră care ați venit aici, ați venit pentru că îl iubiți pe Mire. Probabil că au venit unii să vadă ce se întâmplă la o convenție pentecostală. Și nu-i nimic rău cu aceasta. Probabil că unii au venit din curiozitate. Probabil că unii au venit să se întâlnească cu alții. Dar majoritatea din cei prezenți aici au venit din dragoste pentru Mire. Pentru că această dragoste se regăsește în fiecare bătaie a inimii noastre. Pentru că mireasa nu poate trăi fără Mire și Mirele nu poate trăi fără mireasă. Dragostea îi cheamă și îi leagă împreună. Ați văzut vreodată îndrăgostiți în tren? Unul să stea într-o parte și celălalt în cealaltă parte și să contopesc unul în celălalt în privirile lor și nu rostesc niciun cuvânt, să uită numai unul la altul. Și dacă n-ai știut niciodată sau nu știi ce-i dragostea, nu-ți dai seama ce se întâmplă. Zici, ce-i cu oamenii ăștia? Ceva nu e în regulă cu ei. Dar dacă ai fost cândva îndrăgostit, dacă știi ce-i dragostea adevărată, îi vei înțelege și o imagine plăcută. Să privești doi îndrăgostiți cum se uită unul la altul. Să privești doi îndrăgostiți cum stau de vorbă unul cu altul și nu se mai satură de povești. Îmi amintesc cu plăcere când făceam curte soției și socrul nu-i dădea voie ca să meargă de acasă cu mine seara. În timpul zilei o lăsa, dar seara asta era rânduiala familiei și acasă și am respectat-o și e bine așa. Cred că așa am să fac și eu. Nu o lăsa să meargă de acasă, dar acasă la ei mă lăsa să stau cât vreau. Soseam seara pe la ora 6-7. Și ne trezeam că e 12. Eram în living room, sosea socrul din dormitor, în pijama, se uita la noi, voi tot aici sunteți. Dana, n-ai mers la culcare, dar ce faceți? Măi, ce aveți atâtea să povestiți? Ce-i cu voi? Nu vi somn? Iubiți frați și surori, există ceva deosebit între doi care se iubesc. Ce-i leagă e dragostea. Mirele și mireasa nu pot unul fără celălalt. Și timpul pentru ei trece așa de repede. Când a început convenția și am văzut că se prelungește și trece timpul și mă uitam la ceas, zic, au trecut 3 ore. Zic, Doamne, numai Tu mai țin pe frații ăștia în biserică, noi nu mai putem. Doamne, numai Duhul Sfânt, dacă vine cu fiorul acela al dragostei cerești, mai pune răbdare și mai aduce prospețime din ceruri. Pentru că cei îndrăgostiți de mire stau cu drag și în biserică 3 ore, 4 ore, 5 ore și uneori chiar și pe genunchi stau cu orele. Și dacă există oameni care nu înțeleg partea aceasta, nu înțeleg aspectul acesta, faptul că noi suntem îndrăgostiți de mire ne pot privi ca nebuni. Cum să te rogi 2 ore? Auzi, a stat 2 ore pe genunchi. Și-a strigat către Dumnezeu și-a plâns și-a transpirat. Ce înseamnă asta? E ca o nebunie.
Și este pentru firea pământească, dar pentru cel care-i mireasă, asta e un timp de părtășie cu mirele. Atâtea ore la biserică, ce ați făcut? Păi am cântat, s-o predicat, ne-am rugat, dar așa de mult, cum ați rezistat? Păi n-a fost greu să rezistăm, că-L iubim pe mire. N-a fost așa de obositor, că suntem îndrăgostiți de Iisus. Mărit să fie numele Lui. Este aceasta și relația pe care tu o ai cu mirele? Ești îndrăgostit încă de El așa cum ai fost la început? Îl iubești acum așa cum L-ai iubit la început? Îți bate inima pentru El așa cum ți-a bătut la început? Dacă nu, Domnul să trezească din nou în tine, prin Duhul Sfânt, această dragoste, pentru că relația cu mirele, relația miresei cu mirele, una a dragostei. Apoi, al doilea aspect, relația aceasta e una de sacrificiu, e una de jertfă. Pentru ca să ajungem mireasă, mirele a trebuit să plătească un preț. Ca să fim noi unde suntem, cineva a trebuit să plătească. Nu-i chiar așa de gratis mântuirea, cum o propovăduiesc unii. Nu-i chiar așa de ieftină pocăința, cum pare uneori la suprafață. Pentru această mântuire, pentru această evanghelie, s-a plătit un preț. Și primul care l-a plătit a fost mirele iubit, mărit să fie numele Lui. 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de vețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. E ieftin prețul? Pe gratis am ajuns noi să fim mireasă sau s-a plătit scump? Mai scump nu se putea plăti, dar s-a plătit. A fost plătit prețul. Și prețul acesta a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. Relația noastră cu mirele e și una de sacrificiu, pentru că dacă El s-a jertfit, dacă El s-a sacrificat pentru noi, și noi ca mireasă la rândul nostru suntem chemați la o viață de slujire, de jertfă, de sacrificiu. Dacă mirele a plătit, și noi trebuie să fim gata să plătim. Unii nu vor să plătească nici bani, nici rugăciune, nici zile de post, nici nimic, pentru că mântuirea e pe gratis. A plătit-o Domnul. Dar dacă a plătit El, nu trebuie să plătesc și eu, dacă e nevoie, dacă e necesar. Știți că împărăția lui Dumnezeu câștigă teren și înaintează datorită sacrificiilor pe care alții le fac? Știți că apostolii au plătit? Știți că martirii au plătit? Știți că cei care au adus Biblia în mod ilegal în România au plătit? Știți că cineva a plătit ca noi să ajungem credincioși? Știți că pionierii credinței pentecostale au fost târâți din jandarmerie în jandarmerie, au plătit? Dar întotdeauna mireasa lui Hristos a fost gata să plătească prețul. Întotdeauna credincioșii lui Dumnezeu au fost gata să se sacrifice pentru ca și alții să beneficieze de harul lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră sunteți într-un astfel de local frumos, dacă sunteți într-o astfel de biserică, într-o astfel de construcție, cineva a plătit? Oricine se va muta în localitatea aceasta, sau copiii care vor veni și vor vedea unde vă adunați și unde vă strângeți, va ști? Cineva a plătit? A costat? Cineva s-a jertfit? Avem noi această atitudine față de mirele? Suntem noi legați de mirele și prin jertfa noastră, prin sacrificiul nostru? Te jertfești tu pentru mire? Ești gata să plătești un preț dacă ți se cere? În lumea persecuțiilor, în lumea unde creștinii sunt persecutați, ei sunt gata
să-și dea chiar și viața pentru mirele iubit. Cu mai puțin de un an în urmă am văzut poze din Indonezia, un român din Phoenix, misionar, a plecat în Indonezia să predice Evanghelia la musulmani. Acolo e o țară care persecută, încă se mai taie capetele celor ce cred, încă se pun bombe în biserici și zboară acoperișul. Și am văzut o poză, iubiților, în care se predica de la amvon, biserica era plină și n-avea tavan. Se vedea cerul și ploua și frații erau cu umbrela în biserică și ascultau cuvântul lui Dumnezeu și se predica Evanghelia. Și am zis, Doamne, cât confort, câtă bunăstare în America și la dumneavoastră și în țările libere, aer condiționat, libertate, ce mare har, ce mare binecuvântare, dar oare nu cumva acest confort, nu cumva această bunăstare a scos spiritul de jertfă și de sacrificiu din inimile noastre sau din viața bisericii? Dacă da, trebuie să ne întoarcem înapoi, să fim gata să ne jertfim pentru mirele iubit. Mulți plătesc prețul și prețul e scump. Noi, poate, în lumea liberă, trebuie să-l plătim într-un alt fel, dar să fim gata să-l plătim. În America, nu știu aici cum este, în America, de exemplu, tinerele noastre la școală sunt ridicularizate. Tinerii se râd de ele. Dacă o tânără la 17-18 ani spune că este fecioară, adică e cinstită, se râde ea. Spun ori că e urâtă, ori că n-are minte, ori că nu știe să se comporte în lume, că a ajuns să rămână fecioară până la 18 ani. Și trebuie să plătească această rușine. E o rușine. În America, pentru mulți, e o rușine să spună că n-au relație intimă cu persoană de sex opus înainte de căsătorie. Pentru mulți e o rușine. Și tinerii noștri trebuie să învățăm și învățăm și le predicăm Evanghelia și Dumnezeu le dă putere ca să plătească prețul acesta. Lasă să te arate lumea cu degetul, lasă să spună lumea cum vor ei. Tu îl reprezinți pe mirele, tu ești mireasă, tu aparții cerului și trebuie să fii gata să plătești orice preț. Tinerii care nu fumează, care nu consumă alcool, care nu iau droguri, de asemenea sunt batjocoriți, care nu participă la activitățile celorlalți tineri, li se spune că sunt cecânt sau găini, adică spricoși. A, voi sunteți din ea care ascultați de părinți. A, sunt luați așa peste picior și batjocoriți. Dar sunt tineri care sunt mai puternici decât cei din lume, pentru că sunt gata să plătească prețul. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le dă putere. Și Evanghelia merge mai departe. Și Evanghelia poate să strălucească și lumina cuvântului poate să ajungă la alții. Ești gata să plătești prețul oricare ar fi el? Dumnezeu să te binecuvinteze și să mă binecuvinteze, căci relația noastră cu mirele este și una de sacrificiu. Apoi, în al treilea rând, relația cu mirele e una garantată. Și asta e partea care îmi place extraordinar de mult. Vedeți, relația noastră cu mirele nu e una de dubiu, de îndoială, de nesiguranță, cu semn de întrebare. Oare o fi mireasă? Oare o fi mire? Oare vine mirele după mireasă? Știu eu, cine știe? Numai Dumnezeu știe. Cum vorbea și fratele mai înainte. Iubiților, relația noastră cu mirele e garantată. Și e garantată de Dumnezeu din ceruri. Efeseni 1, 13 cu 14 spune așa cuvântul Domnului. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este ce? Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor chemați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună, adică o garanție, adică o siguranță a mântuirii voastre.
și o dovadă a faptului că mirele va veni după mireasă. Adică noi nu bâșbâim în noapte. Nu stăm sub semnul întrebării. Când ne întreabă cineva dacă avem garanția mântuirii, garanția revederii cu mirele, noi jubilăm de bucurie. Inimile noastre îl slăvesc pe mirele nostru, pentru că suntem plini de această certitudine. Mirele ne-a garantat și ne-a dat șarvuna. Știi, când mergi la bancă și ceri împrumut să cumperi o casă, banca spune, vreau să fiu sigur că ești serios și că vrei să cumperi casa. Îți dau împrumut dacă pui și tu ceva. Dacă pui un down payment, e garanția că o să plătești până la capăt. Și dacă pui 5%, 10%, aia e garanția. Când Domnul s-a înălțat la ceruri, a promis ucenicilor și le-a făgăduit, poruncindu-le să nu se depărteze de Ierusalim, până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Ca semn că El a ajuns la Tatăl, l-a trimis Duhul Sfânt. Domnul Iisus e la Tatăl. Și ca dovadă și ca și garanție că va veni înapoi, a trimis Duhul Sfânt. Ca arvună. Avem siguranța întoarcerii Lui? Amin, mărit să fie numele Lui. Vă dau altă ilustrație, probabil se potrivește și la dumneavoastră aici în Australia, la noi se potrivește de minune în America, pentru că sunt băieți care corespondează cu fete din România. Și îi distanțează oceanul. Și dacă te întâlnești sau dacă mă întâlnesc cu un băiat, îl întreb cum stau lucrurile. Păi, mai sunt câteva luni, m-a sunat, am vorbit. În România e altfel. În România oamenii sunt mai sceptici puțin. Și se apropie cineva de fată și spune, mă, e sigur că mai vine băiatul ăla? E sigur că nu și-o găsit alta? E sigură că o să te căsătorești? Sau nu m-ați-o spus și voi ați întrerup legătura de mult? Nu, sigură. Dar de unde e sigură? Păi uite, îți dau câteva dovezi. Îmi trimite scrisori. Și în scrisori îmi spune că mă iubește și că vine după mine. A, e bun. Altceva. Din când în când mă sună la telefon. Și vorbesc cu el, îi aud vocea. De partea cealaltă a oceanului, aud vocea și îmi spune că mă iubește și îmi spune că nu mai e mult și vine după mine și mă duce în America. Altceva, auzi, îmi și trimite cadouri din când în când, îmi cumpără câte ceva și numai mă trezesc cu câte un pachetel. Păi nu trimite el pachete așa la cineva în care nu-i interesat, nu și rosește el banii chiar așa, crezi că trimite el la toate fetele din România? Mai convins, dacă scrie scrisori, dacă te sună la telefon, dacă îți trimite cadouri, e clar. Poți să dormi liniștit, înseamnă că vine. Și acum eu aș vrea să aplic puțin ilustrația aceasta la niște adevăruri spirituale, în ce privește relația noastră cu mirele. Scrie scrisori, mirele? Aleluia! Știți ce avem aici? Scrisoarea de dragoste. Și cine o citește ca o scrisoare de dragoste, să umple de dragoste pentru mirele. I-a lăsat o scrisoare scumpă, scumpă, de mare valoare. Și aici ne vorbește despre dragostea Lui. Să nu ne îndoim nicio clipă, că El ne iubește, El e cu noi. Ne garantează întoarcerea Lui. Apoi mergem mai departe, mai stăm de vorbă cu El și altfel, cum vorbeam la început. Când te pui pe genunchi și începi să scurgă lacrimi pe obraz și îți deschizi inima și începi să vorbești cu El și simți fiorul Duhului Sfânt și simți cum îți vorbește și îl auzi în Duhul tău și spui, Doamne, îți mulțumesc, m-ai cercetat din nou. Din nou mi-ai dat o garanție că Tu vei veni. Din nou mi-ai dat o garanție că sunt mireasa Ta. Vii la biserică uneori și să predică cuvântul și ești convins și simți în inima ta că Dumnezeu îți vorbește și că mirele te vrea și zici, Doamne, ești minunat, știu că vei veni. În ziua necazului cer un răspuns de la Domnul și Domnul îți trimite și zici, Doamne,
mai convins din nou știu că vii. Ai nevoie de o lămurire și un profet, un proroc al Domnului îți dă un cuvânt divin din ceruri și spui, Doamne, mai convins, știu că vii. Ții legătura cu mine, Doamne. Credința mea nu-i un bas, nu-i de domeniul trecutului. Mă hrănesc cu scrisoarea ta, mă bucur de comunicarea cu tine, de părtășia cu tine. Și apoi, din când în când, în biserica ta mai dai și daruri. Ba auzi că-i vindecat un frate, ba-i vindecat un copil, ba-i botezat cineva cu Duhul Sfânt și zici, da, Domnul trăiește. Da, Iisus, mirele și iubește mireasa și va veni după ea. Și zici, o, Doamne, ce minunat ești. Sunt sigur, mă mai duc încă o săptămână în siguranța aceasta, când vine diavolul și spune, auzi, nu te lua după toate poveștile care le auzi din Biblie, de la amvon. Ăștia au rămas în urmă, uite-te cum merge lumea, nu mai vine nimeni în veci. Tu te duci înapoi la scrisoare, te duci înapoi la telefon, te duci înapoi la casa Domnului și din nou Duhul Sfânt te întărește și zici, da, Doamne, știu că vei. O, relația noastră cu mirele e garantată. Nici o umbră de îndoială, mirele va veni, mărit să fie numele Lui. Ai această garanție din partea mirelui. Dacă o ai, poți să trăiești plin de bucurie și plin de încredere și poți să dai slavă Lui Dumnezeu în fiecare zi. În al patrulea și în ultimul rând, relația aceasta cu mirele este pecetluită cu autoritatea numelui mirelui, cu autoritatea numelui Lui Iisus. Vedeți, la nivel civil, la nivel social, când te duci la starea civilă, soția schimbă numele pe numele soțului. Și în momentul în care și-o schimba numele pe numele soțului, deja are autoritatea soțului și drepturile soțului. Are acces la contul soțului. Nu că ăsta ar fi un motiv pentru care se căsătorește cineva, dacă ăsta e vai de ei. E vai de ei. Dar e ceva legal, e ceva normal. Are dreptul să meargă la bancă, are dreptul să folosească cardurile cu numele nou. Cum te cheamă? Avram. Pe soție o chemat Ohreniuc până la căsătorie. Când a mers la starea civilă, a fost Avram. Creditul meu, contul meu, care a fost mic, numele meu. A fost dreptul ei legal. Despre noi ca biserică, ca și copii ai lui Dumnezeu, Biblia ne vorbește aceleași lucruri. Pentru noi s-a plătit un preț, am fost răscumpărați și ni s-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, adică am fost trecuți pe numele Lui, ne-o înfia Dumnezeu. S-a făcut în ceruri un act legal în care am fost trecuți pe numele Lui Dumnezeu. Și pe numele Lui Iisus Hristos. Și din momentul nașterii din nou, din momentul mântuirii, purtăm cu noi și noi numele Mirelui, numele Lui Iisus Hristos. Și acest nume a devenit și este nume de autoritate al bisericii. Și în acest nume se fac lucruri mari. De aceea în biserică au loc minuni, pentru că biserica are numele Lui Iisus. Dacă există o împotrivire în lumea noastră și în lumea Întunericului, este datorită numelui Lui Iisus. Țineți minte când apostolii au fost opriți prima dată să nu mai predice. Ce li s-a spus? Să nu mai predicați în numele Lui Iisus. Asta nu ne place. De ce? Pentru că numele Lui Iisus a fost vindecat. Un olog s-a ridicat în picioare. Biserica are această autoritate, are acest nume. Biserica învinge forțele Întunericului prin numele Lui Iisus. Dar numai biserica, numai mireasa. Nu există imitație. Au fost în Scriptură cineva care a vrut să imite. Fiul lui Sceva din Efes, în Fapte, capitolul 19, citim aceasta. A auzit fiul lui Sceva că apostolul Pavel face minuni în numele Lui Iisus. Și a zis, mă, ăsta e lucru mare. Dar de ce să nu facem și noi la fel? Și a mers la un îndrăcit
Și s-au încumetat și au zis, auzi, în numele lui Iisus Hristos, ăla pe care îl propovădește Pavel, vă poruncim să ieșiți afară din omul acesta. S-a uitat omul la ei și duhurile din el. Ce ai spus? În numele lui Iisus Hristos pe care îl propovădește Pavel, afară. Asta e așa puțin. Păi Iisus îl cunoaște. Și pe Pavel îl știm. Dar voi cine sunteți? Cine v-a dat dreptul ăsta? Cine v-a dat dreptul să folosiți numele lui Iisus? Voi nu sunteți mireasă? Voi nu aparțineți lui? Voi nu aveți dreptul numelui lui? Și-a fost vai de ei, s-a făcut de rușine, cunoaștem istoria. Vai de ei, așa să nu pățească nimeni niciodată. A învățat o lecție extraordinară. Nu există imitație. Numai biserica, numai cei care aparțin mirelui, numai mireasa are numele lui Iisus. Dar cei care au numele lui Iisus au puterea dumnezeiască. Pentru că cei care l-au pe Iisus au bogăția lui Iisus. Când Domnul Iisus ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a dat și cerul, ne-a dat și puterea care este în Tatăl. De aceea s-a dat puterea asupra demonilor, asupra bolilor, asupra forțelor întunericului. Toată puterea cerului a dat-o Dumnezeu în numele lui Iisus bisericii. Măriți să fie numele Lui. Și lucruri extraordinare s-au întâmplat și continuă să se întâmple. Despre care numai una cu care am să închei, vă amintesc. S-au zis pentru prima dată, am cunoscut un om în urmă cu vreo 10-11 ani în Cleveland, Tennessee, fratele Alex din Indonezia. Un om care păstorește o biserică acum de vreo 25.000 de membri. Omul acesta a vrut să cumpere un pământ să construiască o biserică mai mare, pentru că biserica lor a devenit neîncăpătoare. A aflat că pământul e de vânzare, s-a oferit să-l cumpere. Când vânzătorul a aflat că cei care cumpără sunt creștini și că vor să construiască o biserică, o ridica prețul. S-a făcut o ofertă mai mare, s-a ridicat prețul. Până la urmă și-au dat seama că cel care vindea pământul e un musulman și niciodată nu-l va vinde creștinilor ca să facă creștinii biserică. Și atunci fratele Alex, pentru că avea certitudinea din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi promisese că le va da pământul acela, a făcut un lucru în ochii oamenilor mai funny, mai distrat, mai nebunesc așa. În fiecare dimineață el avea obiceiul să alerge. Și o zis de acum, îmi schimb ruta mea de alergare. Alerga pentru sănătate. Zice, în fiecare dimineață o să fac înconjurul pământului. Ăsta de care am nevoie. Și el alerga dimineața și alergând spunea, în numele lui Iisus Hristos, pământul ăsta e a meu și a bisericii. Și în fiecare zi, în numele lui Iisus Hristos, pământul ăsta e a meu și a bisericii. Și a făcut lucrul acesta mai multă vreme, până într-o zi, când a primit un telefon urgent de la spital, că trebuie să meargă până acolo. Când a ajuns la spital, cine îl chemase? Vânzătorul. Intrase într-o comă, într-o stare de boală foarte avansată, era între viață și moarte. A chemat să se roage pentru el. Pentru că omul la disperare se prinde de orice. Și dacă nu crede, ce da, dacă, hai, o mai încerc și pe asta, o mai încerc și pe asta. Și omul a zis, o încerc și pe asta, să vină păstorul ăla să se roage. Omul acesta a mărturisit după ce și-a revenit, omul bolnav, musulmanul, după ce și-a trezit, după ce și-a revenit, mărturisea cum în coma lui a simțit că intră într-un tunel adânc și se coboară cu o viteză extraordinară în jos, în întuneric, și merge și merge și merge și merge și știa că merge la pierzare, merge în fundul iadului, știa că e nenorocit pentru toată viața, știa că e sfârșitul pentru el. Și dintr-o dată, din mersul acela, aude cu urechile lui, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să te întorci înapoi. Fratele păstor vorbea și se ruga. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să te întorci înapoi. Și povestea omul acesta cum din coborârea aceea fulgerătoare s-a oprit dintr-o dată.
Și a început să se ridice înapoi, și a început să se ridice, și când a ajuns la suprafață, s-a trezit, și-a deschis ochii, și-a dat seama că se simte bine, sănătos, s-a ridicat, înșezut pe marginea patului, s-a uitat la păstor și a zis: Domnule, extraordinar! Extraordinar ce s-a întâmplat cu mine! Domnule, mai vreți să cumpărați pământul? Cum să nu? Vreau să vă spun că pământul nu-i de vânzare. Pământul acesta vreau să-l donez pentru biserică, pentru că dumneata nu știi ce mi s-a întâmplat mie. Când eu mergeam înspre iad, înspre moarte, când știam că sunt pierdut, te-am auzit pe tine cum ai înrostit numele lui Iisus Hristos, nume pe care eu nu-l acceptam, nu vreau să aud el. Am auzit cum ai rostit numele lui Iisus, m-am oprit și m-am întors înapoi. Și eu vreau să fiu un ucenic al lui Iisus Hristos. Și vreau să fiu membru în biserica ta. Și eu vreau să fiu slujitor al lui Iisus Hristos. Și eu vreau să calc pe urmele acestui Iisus pe care îl slujești tu. Și s-a construit acolo una dintre cele mai mari biserici din lume la ora actuală. Biserică cu 25.000 de membri. De ce? Pentru că cineva s-a îndreptat înspre Dumnezeu în rugăciune și a zis: Doamne, în numele lui Iisus Hristos, nume sfânt, nume măreț, nume mare, nume minunat, care a fost dat bisericii și miresei lui pentru minuni, pentru salvare, pentru izbăvire. Ai tu, iubite frate și soră, acest nume cu tine și în tine și tu, biserică? Da, iubiților, avem și purtăm acest nume, numele lui Iisus Hristos, pentru că suntem mireasa și biserica lui. Trăiești tu pentru mire? Trăiește, iubitul meu, trăiește pentru mire, te jertfești pentru mire, dacă nu jertfește-te, îl aștepți pe mire, dacă nu așteaptă-l cu drag, e garantat, el vine în curând.